Originalul titlu Grid a încântat o mulțime de jucători atunci când a fost lansat, Codemasters reușind să aducă unele inovații în materie de gameplay și grafică. Acum la mai bine de 6 ani trecuți de la lansarea acestuia și cea din 2013 a lui Grid 2, dezvoltatorul a lansat noul titlu Grid Autosport, în care încearcă să îmbunătățească un titlu ce deja era destul de reușit. Dacă Grid Autosport este într-adevăr un joc mai bun, vom afla în minutele următoare. Povestea jocului, sau mai corect cariera, se dezvoltă pe 5 linii diferite. Totuși nu le pot numi tocmai linii, deoarece spre deosebire de Grid 2, care oferea o oarecare linie narrativă, aceea de a deveni un campion în decursul a 5 sezoane, Grid Autosport nu te motivează mai deloc. Jocul fiind foarte concentrat pe gameplay. Pe partea de poveste sunt 5 categorii de racing, pe care să le parcurgi după bunul plac, putând să schimbi categoria după fiecare sezon terminat. Trist este faptul că jocul nu-ți creează o personalitate, ci doar un caracter cu numele tău și cu o naționalitate care să apară pe tabela de clasament. Restul depinde de alegerea unei echipe bune și ridicarea numelui ei în top. Nimic special, ca să fiu sincer, acest joc începe să semene cu SimCade spre deosebire de celelalte griduri care erau arcade. Pe partea de poveste, jocul nu a inovat, ci mai degrabă a degradat, ceea ce însemna franciza Grid, franciză care ducea gândul gamerului la curse prin care să se remarce. Pentru carieră, jocul primește un 6 și merge mai departe spre gameplay. Gameplay-ul este piatra de susținere a jocului. Datorită diversității cu care a venit spre deosebire de Grid 2 sau primul Grid, jocul îți dă posibilitatea de a alege, fie că se referă la genul curselor, mașinilor sau track-urilor, acest titlu având cea mai variată gamă de până acum. Într-adevăr, băieții de la Codemasters au vrut să diversifice ceea ce însemna Grid și au cam reușit. Acum ai 5 categorii de curse, fiecare având sistemul ei de level. Astfel poți fi campion la Endurance, fără să depinzi de levelul de la Open Wheel, spre exemplu. Și că tot am pomenit de categorii, acestea sunt bine alese, jocul oferind de la campionatul de turism, la gustul de Formula 1 și până la acerbele curse de stradă prin oraș precum Dubai, Barcelona sau Paris. Având în vedere că în total jocul dispune de 78 de mașini, 22 de locații cu peste 100 de rute, este de departe cel mai vast grid din serie, având de unde alege, dar neavând uneori motivația de a o face. Jocul este unul lung. Cu adevărat lung, atât de lung încât uneori ți se poate părea mult prea repetitiv sau plictisitor și toate acestea sunt din cauza faptului că jocul nu prea te răsplătește când câștigi o cursă. Pe de altă parte, are o problemă pe partea de gameplay și aici este vorba de sistemul care presupune că face jocul mai ușor. Ei bine, dimpotrivă, atunci când activezi autobraking-ul, ai să fii uimit cum toată lumea trece pe lângă tine, deoarece sistemul te abordează precum un om cu dezabilități mentale, frânând mult prea repede. De aceea ai să fii mirat că după o oră de joc, tu încă nu știi pe ce setări să joci la driving, acestea fiind mult prea complexe și puierile. Ceea ce este de apreciat e că dacă dorești jocul, îți lasă câte rewind-uri dorești. Dar există cazuri de nenumărate ori în care adversarul nu va face aceeași mișcare după ce ai dat un rewind. Lucru ce face jocul mult mai imprevizibil și demonstrează că AI-ul începe să gândească în cele din urmă. Cu toate astea, Grid Autosport are pe total un gameplay bun demn de nota 9. Astfel vom merge spre grafică și sunet. Grafica și sunetul jocului sunt un copy-paste de la Grid 2, cu ceva mici ajustări. Adevărul este că față de Grid 2, nu prea am avut o senzație diferită în timpul unei curse. Într-adevăr, motorul grafic este unul ce dă bine, mai ales pentru un racer. Și pe lângă astea, este unul bine optimizat. Se vede că cei de la Codemasters au pus ceva efort în a-l face să ruleze fluent. În afară de culori extraordinare, efecte și particule detaliate, precum și texturi bine realizate, jocul are în mare parte o grafică plăcută ochiului ce bate spre realism. Legat de sunetul jocului, și el la rândul său este o preluare din Grid 2, cu ceva adăugiri. Efectele sonore ți se vor părea cunoscute, la fel și sunetul motorului și chiar și scârțâitul roților. Dar asta nu este un lucru rău, având în vedere că Grid 2 are un sunet extraordinar, Grid Autosport are un sunet și mai și. Aici având pe lângă efectele sonore, de o calitate foarte bună și un playlist în ton cu jocul. Nu sunt multe de spus la acest aspect. În ochii noștri, jocul are o grafică și un sunet de nota 8. În concluzie, Grid Autosport nu este un joc inovativ întru totul. El a reușit să inoveze doar pe partea de gameplay, neavând o poveste ce să te motiveze și având doar motorul lui Grid 2 cu o altă capotă. De la noi, jocul pleacă cu nota de 7,6 și noi tot vom spera că cei de la Codemasters să-și mai aducă aminte că mai au o franciză ce a luat o pauză cam mare.
un viitor Dirt nu ar strica pe rafturile unui magazin. Până data viitoare, dă un like, un share și dacă ești pasionat de gaming, nu văd de ce nu te-ai abona chiar acum.